Din Perța, nu mi-a plăcut însă apelativul de domnul. Eu am venit aici totuși în calitate, sper, de poet și mai vreau să spun că mi se pare că această lansare durează prea puțin, așa încât eu am să vorbesc mult mai mult decât antevorbitorii mei. Mi se pare anormal ca lansarea unei asemenea cărți extraordinare să dureze mai puțin decât lansarea cine știe cărei cupeze intelectuale din acest târg. Ceea ce mă bucură este că totuși, în ciuda spaimelor mele, este public aproape cât la o vedetă televizoară sau politică, ceea ce arată că totuși rentează să scrii poezie. Dacă să fi scris poezie, dacă poezia era totuși bună, există și această mică precizare. Vreau să vă spun că azi noapte, după ce am primit cartea de la Ioan Cristescu, editorul care a făcut posibil apariția acestei cărți, am recitit poemele, mi s-au părut foarte, foarte bune, am fost realmente șocat, nu mai citisem cartea de multă vreme, cel mai puțin au plăcut poemele mele, pentru că aveau un aer de deja vu, parcă le mai știam de undeva, nu mai aveau prospețimea poeziilor celorlalți. Altfel, mi-am dat seama că acești intelectuali de vârf care au devenit, și am devenit și eu așa, nu chiar de vârf, cum sunt Bogdan Lester și Bogdan Ghiu, trebuiau să rămână în primul rând poeți. Pentru că poeziile lor, în ciuda strălucirii lor ideatice, sunt ale unor poeți autentici. Și cred că poezia română a câștigat literatura, cultura română, dar poezia română a pierdut destul de mult prin diminuarea drastică a activităților poeticești. Cred că această poezie nu a pierdut niciun rit. Cred că această poezie ne arată că și în niște vremi absolut îngrozitoare se putea face o poezie care să nu fie marcată în niciun fel de context. Cred că volumul poate fi citit mai ales de către cei foarte tineri, fără să ai senzația că exista cenzură, că exista o nebunie, o presiune extraordinară asupra fiecăruia dintre noi. Cred că este o dovadă că poezia, încă o dată spun, rentează. Vreau să precizez încă două lucruri. În primul rând că apariția acestei cărți se datorează în bună măsură lui Ion Bogdan Lefter. El ne-a adunat la prima ediție, da, el ne-a adunat, ne-a mai și plătit la unii din banii pe care trebuia să-i dăm, ne-a strâns la el acasă să facem sesiunea de autografe. Vreau să vă spun că fiecare dintre noi a contribuit cu echivalentul unui salariu, deci 2500 de lei. Vorba lui Flaubert, zice, pe doamna Băvărea am câștigat minus 3000 de franci aur, așa și ne-am câștigat minus câte un salariu. A apărut în 500 de exemplare, dintre care 250 le-am dat la toată lumea. Am stat o noapte întreagă și am făcut dedicații. Dar cred că al doilea merit, în ordine cronologică, dar probabil și mai important, îi aparține domnului Manolescu, care cu abilitate caracteristică, cu care nu a reușit să-i convingă pe guvernanți să ia deciziile corecte, a convins-o pe pasionarea stoicescă Ivanov să ia decizia corectă și anume să facă posibilă apariția acestei cărți. Evident că din clipa în care a apărut această carte s-a declanșat și Aer cu Diamante, dar mai ales această carte, mie mi se pare normal pentru că e mult mai bună, și e pentru că, fiindcă suntem mai mulți, adică suntem plus unul, din clipa aceea a pornit o campanie absolut furibundă, Cornelul Van Din Tudor, care n-avea alt loc de exprimare decât revista Săptămânii, a scris vreo 4-5 articole nesfârșite împotriva noastră, două, dar suficiente, împotriva noastră. Cartea a devenit foarte cunoscută, s-a vândut ce mai era de vândut și în felul acesta ne-am trezit așa niște mici vedete necunoscute, deci noi eram niște necunoscuți și în același timp eram niște vedete.